Din cauza scumpirilor din ultimul an, unii români au ajuns să-și permită să mănânce carne doar la finalul săptămânii. Alții au ales tot mai des în meniu ciorba de tacâmuri. Odată ce le intră pensia sau salariul, românii plătesc cu prioritate facturile, iar apoi trăiesc din cele rămâne. Producătorii, la rândul lor, spun că scumpirile din sectorul energetic îi îngenunchează, în timp ce comercianții spun că nu reușesc să țină un preț fix mai mult de 2 săptămâni. Carnea și lactatele au ajuns un lux pentru românii cu venituri modeste. De exemplu, mușchiul de porc și telemea veche de oaie s-au scumpit cu circa 7-8 lei kilogramul față de anul trecut. Mușchiul de porc ajunge acum în unele magazine la 35 de lei pe kilogram, iar telemea veche de oaie la 43 de lei pe kilogram. Permite-mă masă pe zi de carne la o săptămână, cam sâmbătă și duminică în weekend, dacă e facem carne în general. Cam asta este treaba cu carne. Brânză, abia te apropii poftă, dacă e caz de poftă. Tăiem îmbrăcămintea, hainele, ieșirile în oraș. Normal, un traj decent ar trebui 45 de milioane. Mâncăm o ciorbă de perișoare, de tacâmuri și un ostropel mai rar. Cum să cumperi un kilogram de cartofi nou, când tu nu poți să-l cumperi pe la vechi? În fiecare zi trebuie să ne uităm în coșul zilnic, să vedem ce luăm azi, cât ne ține și ce putem să luăm și la ce preț. Se par scumpirile justificate? Nu sunt justificate, sunt făcute din cont de ei. Nu mi se pare. Prea mult. Ne furăm unii pe alții. Pe de altă parte, cei care produc sau vând spun că la rândul lor se confruntă cu scumpiri pe bandă rulantă. Cheltuiala, în primul rând, cea mai mare e carburantul. Adică, în primul și primordial e carburantul, care e foarte, foarte mult. Și automat totul se ridică ca cost din cauza combustibilului, a energiei. Ofertezi pe un preț, iar mâine apare un alt preț. Avem creștere între 2 și 5% pe săptămână la materia primă și ambalaje. Și atunci nu reușești să păstrezi un preț nici măcar pentru 2 săptămâni. A scăzut foarte mult cererea. Cu cât? Chiar cu 25%. Unii politicieni din opoziție susțin că, pentru a domoli scumpirile, guvernul ar trebui să ia măsuri șoc pentru reducerea TVA la 10%.